Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA Ultimate Team. Da, fraților, m-am decis într-un final să-l fac pe Joan Fran flashback. Pe ultima 100 de metri, practic, nu mă grăbeam să arunc 100 de mii pe un untradeable, ca să fiu sincer. Dar am întors-o pe toate părțile și da, e cel mai bun right back din joc în momentul de față, exceptând iconul, evident. Cel puțin pe hârtie, rămâne de văzut cum se comportă în iarbă. Așa că repede fuguța în SBC până nu expiră, dar înainte de asta, un like, share și eventual subscribe ar fi extrem de apreciat. Două combinații pentru SBC-ul ăsta și motivul pentru care nu mă grăbeam e relativ simplu, costă puțin. Pentru prima combinație, un team overall rating de 85 cu 2 jucători de la Atletico Madrid și cam costă. Bine, eu am noroc, am jucători în echipă, asta e toată faza, am jucători de 85, 86, 84, chiar și așa. Am mai băgat ceva bani în jucătorul ăsta, în Saul. Ia să vedem cât am dat, 18.000 pe el. L-am luat pe Elamendi ieftin. De altfel, pe Elamendi și pe Nacho să-i folosim de două ori. Nu știu cât am dat, ia să vedem. 2.600 pentru 84, chiar ieftin. Combinația în felul următor: Navas în poartă, după aia mergem, avem nevoie de doi jucători de la Atletico și primul jucător este Savic, al doilea jucător este Saul, pentru că e mai ieftin decât Filipe Luiz. Filipe Luiz poate să intrece, chiar să ne duce și mai mult chemistry-ul. În schimb, Filipe Luiz în momentul de față se dă undeva la 23-24, chiar a crescut, da, undeva la 25.000, pe când Saul doar cu 18, așa că am luat decizia logică. După care mă combin aici ce avem în echipă, repet, jucători pe care îi avem, și anume cu Verratti, se leagă foarte bine aici de Zarata, la fel jucători pe care l-aveam. L-am cumpărat pe Di Maria la 5.200, din nou foarte ieftin, pentru 84. Și din păcate ne luăm la revedere și de la Carvajal, ăsta e și motivul pentru care fac SBC-ul, Carvajal ne salută. 112 meciuri la echipă, chiar a jucat ceva, doar un gol, ceva asisturi și a făcut treaba. 100 de meciuri și a făcut treaba. Da, cam asta e și combinația. Hai să-i dăm submit și punem mâna și pe un mega pack. Un pachetel de 35.000 claim rewards. Mergem la a doua combinație și, cum spuneam, aici trebuie să-i aducem în echipă pe Elamendi și pe Carvajal, am zis. Ok, hai să mergem, i-am deja pregătit. Ok, mergem aici. 2800, respectiv 1800, ieftin. Sign out. Film items. Facem totul direct, nu mai edităm și mergem înapoi la combinație. Ia să-i aducem aici imediat pe băieți. Odată Nacho și odată Elamendi. Ok. Și nimic. Aici din nou simplu, îl folosim și pe Benzema. L-am cumpărat ca investiție de două ori. Nu am dat mult, undeva la 3.400, din nou foarte ieftin pentru 94. Benzema pe care îl leg aici de Vasquez, care e untradeable, dacă nu mă înșel. Da, l-am deja dublură. Practic merg jumătate cu Spania. Da, echipa Spania, după care mă leg aici de Portugalia, la fel, l-avem deja în echipă, deci nu am băgat bani.
deși dacă ai băgat bani, cred că treci de 100.000. Nu știu, mie așa mi se pare. A, l-am luat pe Pepe, nu-l aveam. Din nou l-am luat destul de ieftin pe Pepe, 8200 pentru un 85 și dacă stai la snipe, cu siguranță le ieși și mai ieftin. Nu e rău deloc, nu e rău deloc. Chiar și așa cred că treci bine de 100.000 pentru jucătorul ăsta. Cam asta e combinația de Spania. Ne legăm aici important jucătorul ăsta Carvajal, pe care am dat 2600. L-am folosit deja la 2-3 SBC-uri până acum, tot îl cumpăr, e un jucător cheie. Fiind el portughez, se leagă foarte bine aici și practic ne rămâne în 8, se duce în 10 chemistry Pizzi, pe care din nou l-avem la echipă, deci nu l-am cumpărat. Da, cam asta e toată combinația, la limită, deja pe Kepa, care e untradeable, pe care l-am la echipă, nu am putut să-l bag, aș fi vrut să-l bag, nu știu, spre exemplu, aici, nu, greșesc, să vedem, vreau să zic în locul unui 84, la popneală, vedeți, deja nu, ok. În fine, cam asta e combinația. Ok, hai să dăm summit și punem mâna pe un Electrum, e un Prime Electrum, dacă nu mă înșel, da, un pachetel de 20.000. Dăm summit și flashback Joan Fran completed. Oh da. Bine, Joan Fran, ia să vedem ce e de capul tău. Oh da. Right back. Atletico. Și vine el cu avionul și cu artificii. Bă, arată bine, mă, cartonașul ăsta. O singură chestie nu-mi place la el, o să vă spun imediat care e. Dar hai să intrăm pe jucător. Flashback completed. Ok, deci jucătorul, într-adevăr, arată într-un mare fel weak foot 3, skill move 4 pentru un right back. Warrake-ul foarte bun, high medium. Foarte bun, mă rog, bun pentru un right-back. Ce nu-mi place la el este înălțimea, doar 5-11, asta nu-mi place la el. În rest, arată într-un mare fel, frate. 79, cum spune, 92, să băgăm un Anchor sau chiar un Shadow, de ce nu? Se dăm ratingurile alea de apărare și viteză peste cap. Ce pase are, deci viziune 80, crossing 90, chiar m-am uitat înainte să-l iau, short pass 86, agility de 82, foarte bine, balance, nu, wow, dar nu ne interesează în mod particular, action 91, dribbling 86, zici că e right middle, frate, nici nu zici că e right back, defending, interception 87, stand tackle 92, slide tackle 91, fantastic, marking 85, perfect și stamina, straight aggression foarte bine, ce spuneam, head accuracy 67 doar, jumping 74. Aici o să trebuiască să dau un boost, ori Anchor, ori Shadow neapărat, fiind și mic de înălțime, asta e singura chestie care văd eu negativă la el, în rest, de nota 10, chiar un jucător de nota 10, mă bucur să-l am la echipă, confirm icon. Și acum hai să mergem pe alea două pachetele. Op. Astea două sunt. Hai Costa. Hai, poate recuperăm din investiție. Pe care oricum n-am făcut-o, pentru că avem jucători în echipă. Opa, recuperăm pe naiba Seneia. Nu avem nici măcar un board, un amărit de 80. Dar nu-i problemă de război. Hai să vedem, poate nimic, frate. Poate nimic. Asta e un pachetel de... Ia să vedem, poate avem noroc cu jucătorul ăsta. Oh, avem și un jucător din Argentina. Hai să vedem, poate. Poate unul dintre ei scump și nu e, din păcate. Ah, 2100 totuși. Oh, hopa. 2100, poate luăm 2000, 2000. Ok. Nu. Limitem pe transfer list. Ia să vedem asta din Argentina. Op. 1000. Da, 850. 850. Da. Low, nu am fost, dar totuși, ar trebui să limitez și pe ăsta pe transfer list. Nu am fost foarte norocoși. Din Belgia nu avem nimic,
Ok. Nașpa treaba. Quebec. Hai, mega pack-ul. Hai, tata, trebuie să fie un board. Hai ei, hai să recuperăm puțin. Și nu e nici măcar un amărât de 83. Băi, fantastic, frate. Vai, deci ne-am dus practic în gaură de 100.000. Deci nici nu mă gândeam să nu recuperez, practic 55.000 în pachetia de frate. Nici nu mă gândeam să nu primesc un board. Am zis eu poate primesc un 84-85, măcar să recuperez acolo câțiva bănuți. Dar nu e problemă, chiar nu e problemă, frate. Ia să vedem ăsta, dar nu cred. Ce să luăm pe ăsta? Da, nici 1.000. Nu e problemă pentru că am pus mâna pe un jucător bun, care o să ne ajute foarte, 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 foarte mult. Sentinel. Badge. Ce asta, main. O contrapack. Practic nimic. Lauren. Nimic, wow. Ok. Excel. Ok, fraților, cam asta a fost pentru episodul de astăzi, am putut și pe asta. Din păcate sunt puțin dezamăgit cu pachetele, mă, îmi bag picioarele, nici nu mă așteptam să nu iau măcar un board dintr-un prime de 20.000 și un mega de 35.000, dar nu e problemă, totuși EA ne-a servit jucători frumoși anul ăsta, așa că nu mă plâng. Ne vedem live, ne vedem la un viitor episod, să-i punem băieții ăștia la treabă, care tot îi facem și tot îi scoatem din SBC-uri și tot îi cumpărăm, tot întărim echipa pentru Rivals și pentru Weekend League. Cam asta pentru episodul de astăzi, până la data viitoare, peace!